Nu numai localnicii din zonă nu înțeleg de ce autoritățile nu fac nimic pentru a scăpa de câini. Chiar primarul municipiului se întreabă de ce instituțiile abilitate ridică din numeri și își pasează vina. Și sunt patru autorități, cel puțin patru autorități, care ar trebui să aibă competențe în situații de acest gen, exceptând poliția locală, care a și amendat și atunci și zilele trecute, toți ceilalți dau din numeri, spunând că nu au competență pe lege pentru a desființa, până la urmă, un adăpost clandestin. Consiliul local poate impune restricții și anume să modifice regulamentul pentru gospodărirea orașului prin care să interzică creșterea păsărilor și animalelor, numai că primarul nu vrea să inițieze o astfel de hotărâre, pentru că ar afecta și locuitorii de la periferia municipiului sau din cartierele orașului. Eu personal nu voi iniția un astfel de proiect pe raza municipiului Târgu Jiu, ținând cont de faptul că Târgu Jiu are un specific anume. Suntem comasați în mare parte în zona de blocuri, marea majoritate a cetățenilor, însă ca și suprafață și ca număr de locuitori. Mai există anumite cartiere în municipiul Târgu Jiu unde, de comun acord între vecini, se mai cresc și păsări și animale. Săptămâna trecută, o echipă de control formată din reprezentanții de la Poliția Locală Târgu Jiu, Direcția Sanitar Veterinară, Direcția de Sănătate Publică, Comisar de la Mediu și cei de la Poliția Animalelor au venit din nou în control la padogul clandestin din cartierul 9 Mai, însă verificările s-au soldat fără niciun rezultat. Era cu câinii în mașină. Vă spun corect, domnule, femeie de 64 de ani. Nu fă nică, n-am venit ce să vin. L-am văzut enorm. Cei mai afectați că problema este pasată de la o instituție la alta sunt localnicii care nu mai suportă să trăiască în zgomot și miros. Când știe că vine cineva de la un control, îi duce încolo, după aia imediat te aduce aici. Îi face numai deranj. Fiecare zi și în fiecare noapte și în fiecare dimineață eu nu pot să mă odinez. Padogul amenajat între blocuri este la o distanță mai mică de 30 de metri față de blocuri și la 10 metri de locuința unui târgujian care a învățat să trăiască de mai bine de 5 ani sub teroarea zgomotului. Cetățenii spun că sunt în pericol și copiii pentru că patrupedele au scăpat de mai multe ori pe străzi. Sunt terorizat, acum câinii a scăpat iară, a venit, câinii erau pe aici, pe afară, vă spun eu dumneavoastră, că am fost afară în spatele blocului, în timp de am rupere, și chiar le-au câinii, nu le dă mâncare la timp, el se plimbă, câinii ăștia, e dezastru ce e aici, așa, de când stăm în blocul ăsta. De multe ori câinii scapă, ies pe aici așa, sunt niște câini care sunt foarte insistenți, deci dacă e un copil, dă peste el și-l dovoară, îl dă cu picioarele în sus. Amintim că o femeie din capital a fost sfâșiată de câini fără stăpân. Era la alergat în zona lacului Mori când o haită a atacat-o. Nimeni nu a putut interveni să o salveze din colții animalelor.